Doar educația poate salva copiii săraci. Acesta este credința unui român stabilit în Statele Unite ale Americii, care s-a întors în țară după 20 de ani să ajute prunci din familii nevoiașe. A pus pe picioare o afacere prin care dăruiește o parte din profit celor sărmani. Vinde online cizme de cauciuc și la fiecare pereche cumpărată, una se duce gratuit către un copil. 6500 de perechi au ajuns deja în picioarele desculțe ale sărmanilor din întreaga lume. Gestul lui a impresionat America, iar vedete de la Hollywood îi susțin cauza necondiționată. Alții au nevoie de un fel de scânteie, știi? Și ca să înceapă, să poată vedea că poate să face, să facă ceva. Eu pentru mult timp am crezut că nu pot. Dar cine sunt eu? Sunt copil dintr-un sat și am acum. Și când am locuit în America și am avut un carieră bună, încă mă gândeam, dar chiar pot eu să fac ceva? Da, fiecare persoană poate să facă ceva. Și cum am spus, doar are nevoie de să iei inițiativa să facă. Străinul care încalță în cizme roșii, galbene și albastre picioarele desculțe ale copiilor sărași de pe ulițele lumii e un român, Samuel Bistrian. Întors acasă după 20 de ani, acoperă picioarele copiilor săraci și le descoperă mintea. Îi învață arta de a dărui fraților mai mici ce primesc ei acum. Îi educă. E bune. Era copil când a plecat din țară, așa că își adună cu greu cuvintele în limba română. N-a uitat-o așa cum n-a uitat nici de România, spre care se întoarce azi ajutând copiii săraci. Buy a pair of boots, forward boot that you purchase, one will be donated to a child in need. Pe scurt, a pus la punct o afacere, iar din prețul unei perechi de cizme își permite să o dăruiască pe a doua. Povestea lui e deja vedetă printre starurile de la Hollywood, care s-au oferit să-l susțină necondiționat. Elize Levescu, actrița din Stargate Universe, Alison Sweeney, care a jucat în Friends, Jess McGallen, care a apărut în seria Ocean Eleven sau serialul Grey's Anatomy, Laura Bush sau Brad Garrett, sunt doar câțiva dintre cei care au crezut în visul lui. Bunjaniwa! You sure that isn't African? It's Buna Ziwa. Buna Ziwa. Buna Ziwa, yeah. Which means pro TV. În 2010 a pus pe picioare Roma Boots, o companie care produce cizme de cauciuc colorate și pe care le vinde online cu prețuri cuprinse între 40 și 90 de dolari, spunând oamenilor povestea lui. Născut într-un sat mic de lângă Arad, într-o familie cu 12 frați, Samuel își amintește ziua în care a primit prima lui pereche de cizme de cauciuc. When I was 6 years old, I received a pair of rain boots that made a big difference in my life. They were like a faded orange. I still remember them, you know, they were passed down from older siblings. Nu culoarea și nici forma nu l-au încântat, ci faptul că se juca fără să-i se ude picioarele, fără să-i fie frig, fără să-i pese, că se pot rupe. When we were in Romania, in this small village, and we were very poor, many times I went to bed very hungry. Revoluția a adus pentru el și familia lui libertatea de a pleca spre o lume nouă, Statele Unite ale Americii. Avea 8 ani când a părăsit România. It was an opportunity that we had through family that we had in Chicago, and we were one of the lucky families to be able to go. O vreme au locuit în Chicago, apoi în Tennessee, într-o casă obținută prin programul Habitat pentru Umanitate. Părinții lui sunt baptiști și și-au crescut copiii în credință. Așa am învățat copiii noștri să umble cu respect față de părinți, de oameni, să salute oamenii pe stradă, de la școală până acasă și așa mai departe, dar și să nu jignească pe nimeni. Despre România, Samuel avea puține amintiri. Avea să o redescopere după 10 ani, când s-a întors prima dată acasă, pe vremea când, student fiind, făcea practică la o mare companie aviatică. I was so blown away by the beauty of Romania, and as we were going through the mountains and seeing the hills, the flowers, the smell of spring, it was actually a pretty May when I came. It was just so fascinating, and I just knew that I had a role to play here in Romania at some point, but I didn't know what and when. Anii ce au urmat i-au adus o soție de origine columbiană, două fiice și un post în vânzări într-unul dintre cele mai exclusiviste magazine din lume, Neiman Marcus. Within 6 months I got promoted and then another promotion, and then by the end of 2007 I became manager of this fire department. We were the number one store of all their stores in the US, and I felt like things were going so well for me. I had just bought my first house. I was 25 years old. I had just met Giorgio Armani. We were celebrating 100 years as a company, and things were going so well. And in my heart, I felt so empty.
I felt so unsatisfied and I felt like there's more to life than that. Pe scurt, simțea că trece viața pe lângă el. Întâlnirea cu un domn care producea pantofi pentru a dona o a doua pereche oamenilor străzii i-a schimbat viața. Și-a amintit de primele lui cisme de cauciuc și de cât de fericit se simțise atunci și a știut că asta va face. Va vinde astfel de încălțări, folosindu-se de știința acumulată la Neiman Marcus și cerând ajutor celor care îi fuseseră clienți. I speak Spanish, you know, having lived in South America, so I did Amor. Amor spelled backwards and it was like, ah, aroma. And so that's, it kind of stuck. And there's also Roma, Romanian, but it was that and they loved that. They said, go with Roma, it's easy, it's simple. A luat legătura cu două dintre clientele lui care sunt prietene. I immediately said, how can I help? You know, I'm a graphic designer and I can make you a logo and I have a best friend who's my copywriting partner. I just connected with the story. Samuel is changing how people perceive the Roma population. Mai apoi, ascultându-i povestea, oameni influenți din Dallas s-au oferit să-l sprijine necondiționat. We've never had a publicist. All the media attention, all the PR has been totally organic and we're very fortunate for that. Pe 3 aprilie 2010, de ziua lui, și-a dat demisia de la Neiman Marcus, iar pe 3 mai era deja în drum spre China să caute o fabrică în care să le producă, după ce eșuaseră încercările de a găsi una în România. I left Neiman Marcus with $5,000, $40,000 in student loans and credit card debt. And I set out to make this rain boot to help kids in Romania. I had no idea what I was doing. Tot ce câștigase până atunci, investise în locuința lui și în alte bunuri pe care avea să le vândă mai târziu ca să facă rost de bani pentru afacere. Soția l-a încurajat, deși n-aveau nicio certitudine că vor reuși. When Samuel first told me that he was going to quit his job to store Roma boots, I was actually very excited for him. I always knew that he was made to do great things and I knew this was going to be a fun and exciting journey. Samuel a știut însă că planurile lui vor fi lecții de viață și pentru fiicele sale, Ilona și Emma. Sunt prea mici pentru a înțelege mesajele lui, dar știe că într-o zi vor fi parte din echipa Roma Boots. We have actually talked about moving to Romania even before starting Roma Boots. It is something that we're still considering. We're just waiting for the right timing. Prima mie de perechi de cizme în culorile steagului României le-a adus în țara noastră în anul în care a pus afacerea pe picioare, în 2010. This was so beautiful because we took these boots into these villages in Călăraș that were just very in a poor Roma village that as we drove in, there was slush and mud on the ground. There were kids wearing their father's shoes which were like 5 sizes bigger than their feet. There were little girls in flip-flops, like little girls my daughter's age. After the boot drop in Călăraș, you know, we kept getting more and more press in the US. După ce a apărut în presă și a participat la mai multe evenimente încercând să-și vândă cizmele, Samuel a devenit celebru printre staruri de la Hollywood. Bună ziua, Ray Romano! Okay, Sam, now you can pull. See what we did? Hi everybody, Bushaniwa. Unul dintre actorii principali ai serialului Dragul de Raymond, Brad Garrett, este cel care a crezut cel mai mult în planurile românului. Actually, we're on our way to go bowling, but Erica wanted to meet the kids. They're even cuter than you said. Well, that's because they take after their Uncle Robert. Pe celebrul actor l-a întâlnit la Los Angeles la un eveniment caritabil, unde Samuel fusese să vândă cizme. I love that I was with my children that day. Because, you know, the best thing you can raise your children, and I'm sure you're an amazing father, you have 2 daughters, the best thing you could teach your children is compassion. Absolutely. And your mom did that. Absolutely. And it's changing the world. Iar unul dintre starurile show-ului American Idol va veni în România cu el să aducă cizme copiilor anul viitor. I'm just really excited to come alongside him and be able to serve the people of Romania and, you know, hopefully bring some hope through some boots and maybe some music and it's going to be an awesome trip. 6500 de cizme a vândut până acum și 6500 au ajuns la copii săraci din România, Moldova, Nepal, Honduras sau Guatemala. Ultimele 500 de perechi au fost dăruite micuților dintr-o comunitate de rom de lângă Brașov în urmă cu o lună. Doamna,
Așa mă vreau din eu 34. Și cum te cheamă? Georgiana. Georgiana. Punem așa și rapid și hai să vedem. Smell bine? Da? We've returned into villages where we've given away boots 6 months later or a year later, and the kids are very enthusiastic. Some of them have grown out of their boots and have given their boots to their younger siblings. And so, you know, we're teaching them not dependency, but the art of giving, and it's better to give than to receive, you know. Anul viitor vrea să construiască în România primul centru educațional în care să învețe pe copii să scrie și să citească, pentru că în țara noastră peste 250.000 de copii sunt analfabeți. Un prim spațiu le-a fost oferit chiar de primarul localității, unde a făcut ultima donație. Copiii ăștia să iasă din sărăcimea lor, cel mai practic și cel mai basic fel de să-i educi. Și noi avem un curriculum foarte simplu. Îi ajută pe copii să citească și să scrie. Azi, după 3 ani de la pornirea afacerii, trăiește modest. Are un apartament în Dallas, nu mai are mașină, iar banii câștigați îi reinvestește. Recent a deschis un magazin în incinta unei galerii de artă, unde vinde, tot pentru copiii săraci, tablouri donate de artiști. Kevin Page, care a jucat printre altele în RoboCop, Seinfeld sau Baywatch, i-a donat o lucrare. My television show is called Dallas, and I play a character called Bum that killed a character called J.R. Ewing. I also am a painter, and I've donated some of my work to Samuel Bistrion and Roma Boots because here in America, we think it's a wonderful idea to stomp out poverty. Cu banii strânși, va continua să ajute sărmanii din lumea întreagă. I'm just grateful to have this opportunity. I'm very humbled to be able to grow up in a country like Romania, come to the US and have my vision enlarged and be able to use what I learned here to take back to my home country and help the people of Romania, the children of Romania. E recunoscător țării din care a plecat și în care se va întoarce într-o zi definitiv să le dea pruncilor șansa de a ieși din sărăcie învățând, să scrie și să citească, dar mai ales să dăruiască. Privind spre toate astea, se simte fericit. E unul din acei oameni care au învățat că bunătatea vine din dragoste. Visează la ziua în care se va întoarce acasă, în România, în țara pe care a regăsit-o după 20 de ani, mirosind a primăvară.